Fica adjunctului poliției din Tirana a fost jefuită de un taximetrist din București. Tânăra a luat un taxi din Gara de Nord ca să ajungă în zona unor cămine studențești. Însă, după ce a coborât din mașină, taximetristul a fugit cu tot cu bagajele ei, un laptop, carduri și acte. Poliția a identificat firma de taximetrie și este pe urmele șoferului, iar reporterii Observator au refăcut filmul jafului alături de victimă. He helped us to take the luggage because they were too big and too heavy. And then he went directly. Așa a aflat Roxana ce înseamnă ospitalitatea bucureșteană. Tânăra sosise în capitală de la Iași cu trenul. Era cu o prietenă și voiau să ajungă în campusul din regie. Aventura a început chiar în Gara de Nord, în stația de taximetre. Obișnuită să plătească mai mult decât un client obișnuit pentru o cursă, fetele au acceptat propunerea și l-au rugat pe taximetrist să le conducă până în complexul studențesc regie. Un traseu pentru care, spune Roxana, taximetristul i-ar fi cerut 40 de lei, de aproape 10 ori costul real al cursei. And okay, we arrived in something that we paid 20 lei. And... La Grozăvești, studenta a cerut taximetristului să oprească. A coborât, dar n-a mai apucat să ajungă la portbagajul mașinii unde își lăsase geanta. Șoferul a demarat și a dispărut. But I forgot my important thing, that my PC inside the PC bag, and I had inside the PC my passport, my wallet with money. Disperată, tânăra de 22 de ani, care este fiica adjunctului șefului poliției din Tirana, a cerut ajutorul poliției. A fost audiată o noapte întreagă. I am waiting for the police to help me, but actually no one was helping me. It's really difficult, believe me, to happen this kind of thing in a foreign country when you don't know the language and you have to meet so many kind of people that they don't know English so well. De la 1000 de kilometri distanță, al doilea om în poliția din Tirana a sunat nemulțumit la ambasada din București. I talked with him and he said to me that why they are not helping you, because if the number of the taxi is found and of course the company, everything is ready, they can find it. Fata are nevoie de acte pentru a se întoarce în Albania. Anchetatorii au identificat compania de taximetrie, dar încă îl caută pe șofer.